Vernisaj de artă contemporană aseară în București. 20 de artiști consacrați și-au expus lucrările de pictură, sculptură și grafică pe simezele unei galerii de artă nou înființate, într-un demers care dăruiește publicului un mesaj vizual ce pătrunde dincolo de percepția ochiului. Expoziția Registre vizuale ajunge în profunzimile sufletului, incită imaginația, atinge spiritul într-o explozie de forme și culori. Toate lucrările au ceva special. În primul rând că arta este întâlnirea între artist și Dumnezeu și acolo se întâmplă că fiecare trăiește o emoție și are o vibrație în această comuniune care se creează între el și divin. Sunt surprins de numărul important de artiști mari din arta românească prezenți pe simeze. Avem de la academicieni până la profesori universitari, până la artiști cu o remarcabilă activitate profesională. Artistul caută în artă ceea ce nu găsesc în viață. Să caute liniștea, să caute bucuria pe care o redă o lucrare de artă autentică și să încerce să se debranșeze, să plece din zona aceasta a comercialului, a chiciului, a prostului gust și să se reîntoarcă la lucrurile fundamentale. Cea mai mare investiție acum nu este în aur, nu este în nimic altceva, în case, în imobiliare, nimic altceva, decât în artă. Arta contemporană este cea mai mare investiție pe care și băncile și mari oameni de afaceri și toți o fac o practică, pentru că prețul crește repede și sigur. Pictori contemporani cunoscuți deja, care au o cotă, sunt cumpărați și deja în câțiva ani de zile ei se cota crește mai repede decât la aur și la diamante. Sunt bucuros să constat că în București spațiile expoziționale se extind. În ultima vreme noi sufeream și Uniunea Artiștilor Plastici din România a suferit din cauza lipsei de spații expoziționale, pentru că înainte de Revoluție am avut vreo 40 de galerii numai noi și după Revoluție am rămas cu 4. Potrivit președintelui Uniunii Artiștilor Plastici, între timp inițiative particulare au compensat această lipsă a patrimoniului instituțional și au refăcut o tradiție care în perioada interbelică era un reper pentru cultura contemporană. La ora actuală, practic, este asigurat cam 20% din spațiul existent în perioada interbelică. În arta românească, la ora asta, există un potențial extraordinar care trebuie pus în valoare, trebuie valorificat și care trebuie să atragă atenția asupra unui fenomen care este în creștere. Expoziția Registre Vizuale este deschisă publicului până în 25 noiembrie.